Mirajul peisajelor montane și al lumii subpământene a peșterilor a atras în ultimul deceniu un număr din ce în ce mai mare de turiști. Rezultatul? Creșterea numărului de accidente grave datorate în cea mai mare parte ignoranței și lipsei de pregătire. La Moneasa a fost pentru prima dată când salvamontul și echipele de salvare în peștere au realizat o operațiune în comun, acționând în condiții extreme de frig, vânt, viscol, umezeală și întuneric. Necesitatea simulării unor astfel de operațiuni de salvare s-a dovedit a fi vitală, deoarece în multe cazuri accidentații au sucumbat din cauza lipsei de coordonare sau experiență a echipelor de intervenție. Acțiunea de amploare a Federațiilor Române de Salvamont și Speologie, în vederea pregătirii comune a echipelor de intervenție, a fost declanșată, din păcate, însă prea târziu pentru a salva și viața unui tânăr care a decedat recent în urma unei prăbușiri în cea mai adâncă peșteră din țară, Avenul Grind, din munții Piatra Craiului. Departamentul emisiunilor informative vă prezintă în premieră absolută imagini filmate în cursul desfășurării celei mai dramatice operațiuni de salvare din subteran desfășurată vreodată în România. După 11 ore jumate, 12 ore de stat în peșteră, după o luptă care aș putea spune că am dus-o cu centimetri, cu fiecare centimetru să saltăm corpul rănitului, în care 4 inși am luptat, ca să zic, din greu pentru a salta victima. Am ieșit la ora 4 de dimineață, epuizat și din punct de vedere psihic și din punct de vedere fizic, poate și din punct de vedere moral. Tudor Marin a făcut parte din echipa care a transportat accidentatul prin cel mai periculos punct din peșteră. Din cauza instabilității rocilor, tavanul galeriei s-a prăbușit, dar cei patru au reușit să scape ca prin urechii lacului. Alte echipe din Brașov, Cluj și Arad au luptat apoi până la epuizare 24 de ore din 24 pentru a reuși să scoată după o săptămână trupul neînsuflețit al acestui tânăr speolog, care s-a prăbușit 40 de metri în gol din cauza unei greșeli de asigurare. Pentru a preveni producerea unor noi tragedii pe munte la întâlnirea Federațiilor Române de Salvamont și Speologie de la Moneasa, s-a hotărât să se continue un program comun de pregătire a unor echipe de salvare care să poată interveni eficient în orice situație, atât pe crestele munților, cât și în subteran. Number two. Who is number one?